Știința! Sunt Andreea Stoica. Sunt Periculescu. Iar eu sunt Spooky, profesorul trăstit de la Fun Science. Și am venit astăzi aici special să facem... Nu aia! Am venit special aici să facem bombe din dioxid de carbon. Folosind, evident, mai multe materiale, printre care și gheață carbonică. Gheață carbonică. Ok. Mai întâi și mai întâi, haideți să vedem cum funcționează dioxidul de carbon. Ca să dovedim, domnule, că acesta există. Este, ce spuneam, gazul pe care noi îl expirăm sau pe care noi îl inspirăm? Îl expirăm. Noi avem nevoie de oxigen și dăm afară dioxid de carbon. La fel și gheața carbonică e făcută din dioxid de carbon solid. Poți, normal. Presiunea din umbru te lasă să faci ce vrei tu. Aici avem, dragilor, dioxid de carbon. Haideți să vedem cum mai obținem dioxidul de carbon. Nu uităm, folosim materiale de protecție și lucrăm experimentele în prezența adulți. Așa că ne punem ochelarii. Hei, dragii mei, să avanți, acum urmează să facem prima bombă folosind o altă substanță din care să reasă dioxid de carbon. O să vedem. Domnul Eric, lăsăm punga și asta la o parte. Dar vei cum e tot în cadrul ochelarii ăștia, măi. Atenție, luăm o bucată de pungă, zip, deschidem zipul sau zipperul, mai bine spus. Și vom avea nevoie de oțet. Turnăm cam un sfert de pungă de oțet. Țineți minte de la episodul nostru cu acizi baze, pe care, by the way, îl puteți găsi pe canalul nostru YouTube, că oțetul este o substanță acidă. Exact. Oțetul, dacă nu știați, se folosește la salată și la ciorba de burtă și burături. Ține departe de corp, dragul meu, savateric. Cât mai aproape de ei. Lăsăm foarte puțin și avem nevoie de un plic întreg de bicarbonat de sodiu. Să-l punem aici, așa că, Eric. Bicarbonatul de sodiu? Vă amintiți de asemenea tot de la primul nostru episod, acest baze, că bicarbonatul de sodiu este o super... Bază! Bază! Bună, pe tot. Hai să vedem ce se întâmplă. Am să-l amestecăm cu încredere. Aoleu! Și mi-a lăsat o mie! Păi de ce mi-a lăsat o mie? Iar... Bubuie! Ține-o bine! Păi nu poți să-ți mai ții mai bine! Nu, vezi că pusuie! Aolea, poți să-ți mai bine! Oh my gosh! Ia-l de aici! Pe unde să-l duc? Stai! Băi, înțelegeți de ce trebuie ochelari de protecție întotdeauna? Avem prima bombă! Avem am avut prima bombă. Prima. Gazul obținut era dioxid de carbon. Tot dioxid de carbon a bubuit, că era atât de mult când... Doar suflând, eu n-aș putea să bubui atât de mult. Și acum urmează. Să facem cel mai tare experiment ever. Cu gheață? Carbonică! Cu gheață carbonică! Exact, și luăm această substanță. Atenție, nu uitați să folosiți mănuși de protecție, să fiți mereu supravegheați de adulți, pentru că este foarte, foarte lege și putem să ne ardem. Ok. Am un pumn întreg de gheață. Trebuie să nu ne atingi, tu ai mănuși de protecție. Și adăugăm... apă! Ești pregătit, Spooky? Eu sunt pregătit, Eric, ești tu pregătit, că mi-e mică frică. Pune! Ține bine! Oh my gosh, băi, ce bombă super mega tare, îmi place cum bubuie atât de tare. Dacă faci chestia asta la un vecin sau vrei să speri părinții, mă, cred că cine e acolo, frate? Aoleu. Priviți, vă rog, acest cub de dioxid de carbon în stare solidă ocupă un anumit spațiu. Ei bine, priviți că... într-o pungă! Atunci când devine gaz! Am obținut pungă! Așa cum zicea colega mea, Andreea, dioxidul de carbon în stare solidă ocupă mult mai puțin spațiu decât în stare gazoasă când ocupă de bubuie și creează presiune, și ați văzut, frate, super mega bombe! Vai de cap, ce l-a plăcut, frate! Ca de fiecare dată vă prezentăm cartea noastră cu povești științifice. De această dată l-am ales pe Jules Verne, Ocolul Pământului în 80 de zile. Între timp vă așteptăm în fiecare vineri de la ora 5 să ne urmăriți cu experimente științifice cât mai noi. Cu drag de știință, Andreea, Eric și Spooky, duc mâine la inimă și spun știință!